Final nebun de meci la Drobeta, Turnul Severin, Pandurii Târgu Jiu și Concordia Chiajna au oferit unul dintre cele mai intense finaluri de partidă din acest sezon al Ligii 1. Concordia Chiajna a deschis scorul după doar 6 minute prin Ovidiu Herea. Batin a egalat în minutul 65. Yasin Hamed a dus-o pe Panduri în avantaj în minutul 75. Astfel, el a devenit cel mai tânăr marcator din acest sezon al Ligii 1. Valentin Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 90, marcând în urma unui voleu magistral de la 14 metri. Gorjenii au dat lovitura în minutul 94. Batin a stabilit scorul de 3-2 pentru Pandurii. A fost o partidă frumoasă, cu tristețe și cu bucurie. Nu cedăm până la final și fotbalul te răsplătește. Cred că este o victorie meritată. Pentru noi a fost un meci de care depindea rămânerea în prima ligă. Batin și Hamed au făcut diferența. Dacă vom câștiga cu Târgu Mureș, vom fi la egalitate cu celelalte și vom lupta până la final. Pentru mine e cel mai nebun și cel mai frumos final de campionat, a declarat Flaviu Stoican la Dolce Sport. Victoria menține Pandurii lui Stoican cu speranțe de a se menține în Liga 1. Gorjenii sunt penultimi în play-out cu 20 de puncte, iar Concordia e două locuri mai sus cu 23 de puncte, însă și un meci în plus disputat.